O vară cu multe proiecte și te întrebi ce activități poți face cu copiii în București. Uite câteva idei. Ai multiple parcuri de aventură pe lângă București. Vrei ceva mai light? Ferma animalelor, animale domestice, cai, mulgăruși, capre, oi, bibilici, găini, fazani pot fi hrănite și mângâiate de copii. Curajoși pot face echitație, unde? În comuna Pantelimon. Cum e viața la țară? Cu ce se ocupă oamenii în mediul rural? Cum au grijă de gospodăria și grădina lor? La o oră de mers cu mașina de București ai o grada bunicilor. Dacă timpul e limitat, trebuie să știi că și în centrul Bucureștiului se organizează tabere. Summer Camp este o tabără urbană care se desfășoară în perioada 3 iulie 1 septembrie. Unde este și cum se desfășoară, afli acum. Summer Camp este o tabără dedicată copiilor, unde părinții îi pot aduce pe micii aventurieri la distracție, dar nu numai. Este la Pescariu Sports and Spa. Programul nostru le oferă copiilor șansa de a-și descoperi pasiunile sportive și de a învăța foarte multe lucruri prin distracție. Notul, tenisul, scrima, dansul, kickboxul se numără printre activitățile pe care aceștia le fac de luni până vineri, de la 9 la 17. Micul dejun și prânzul sunt asigurate de noi, deci părinții nu trebuie să-și facă griji în privința aceasta. Este o tabără dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. Părinții își pot aduce copiii la tabără o săptămână sau toată vara. Tariful pe o săptămână este de 335 de euro, iar pentru două săptămâni de 600 de euro. Pe site-ul nostru, pescariusports.ro, pot găsi toate detaliile părinții dacă caută o astfel de tabără în București, la categoria Summer Camp.